Pentru ca spiritul sărbătorilor să ajungă și la cei aflați în detenție, în această săptămână se organizează la penitenciarul Colibaș activități artistice, religioase și sociale. Vor fi emisiuni radio TV, filme documentare și artistice cu temă biblică, se vor înregistra deniile din Săptămâna Mare, slujba de înviere și vor fi difuzate ulterior. În această săptămână se organizează o expoziție cu vânzare în sectorul vizite a obiectelor confecționate de persoanele condamnate, felicitări, picturi, o încondeiate. Au fost deja organizate acțiuni în scop caritabil la așezământul social Constantin și Elena, se derulează un seminar cu tema semnificației sărbătorilor pascale, unii dintre deținuți vor avea posibilitatea să meargă la slujbă și vor primi totodată pachete cu produse alimentare din partea reprezentanților bisericilor ortodoxe și cultelor religioase colaboratoare. În plus, în ziua de Paște vor primi la masă preparate tradiționale.